Bună ziua, tot de vă deranjez. Totuși vă rog frumos să faceți o programare la domnul primar. Totuși, pot să văd cu fire, pentru că din 2004 m-a trecut domnul primar la audiență, domnule. Am înțeles, dar vă rog frumos, dar am dreptul meu să fac... Aveți dreptul dacă ține de domnul primar. Deci de domnul primar ține, pentru că domnul primar are semnătura pe acele documente care le-am luat. Ca să dar de ce să vă dau dumneavoastră documentele? Da, pentru că eu am discutat, am discutat cu domnul primar. Deci ați discutat cu domnul primar și cu cine ați discutat? După ce văd, eu știu că mă duc cu domnul primar la audiență, e 11 ani, nu e 2 zile. Deci nu am dreptul ăsta? Aveți dreptul, dar să vedem. Ce drept aveți? Să știu ce să scriu, domnule, acolo. Nu că ce v-am spus ce să scriu. Problemele care le am. Mi-arătați în tine. Deci nu vreți să-mi faceți... Nu vreau, chiar nu vreau. Nu vreți să-mi faceți o programare la domnul primar? Nu așa că nu vreau. Păi în ce se pare că nu vreți? Vreau să vă ajut, vreau să văd de unde să încep, să știu ce să scriu, să vorbesc cu doamna director Turcean, să văd care e motivul pentru care ați primit amenzi. Dacă nu motivul și toate, deci motivul cunoaște domnul primar, toate motivele le cunoaște, domnule, pentru că semnătura lui acolo și lămurită. Domnule, hârtiile arătați-mi alea, așa de greu să arătați niște hârtii. Hârtiile strimise de aici de la dumneavoastră, le aveți dumneavoastră, nu vi le aduc eu, pentru că eu le-am primit acasă și pentru motivul ăsta vi aici să discut. Cum vă numiți, domnule, ziceți exact cum vă numiți, că vă aflu acum și hârtiile și motivele, ziceți cum vă numiți. Vălean, exact. V-am mai spus, Vălean. Vălean și mai cum, Ioan Vălean. Vălean, sunteți în tur de 1000 de Vălean. Vălean. Eu cred că am vorbit frumos cu dumneavoastră. Și eu vorbesc foarte frumos, că nu vreți să mă scrieți. V-ați dus până atunci unde și ați venit după două ore, tot așa. Că gândiți că, vai de mine, ce de aici ați primit hârtile. Ați că aflu deci și eu deci eu v-am hârtile. Solicitat o, domnule, o audiență. Domnule, atât. Trebuie să am un motiv ca să vă v-am spus înțelege. Motivul și domnul cunoaște. Da, domnule, că domn primar o semna. Domn primar semnează toate hârtiile din primăria asta, că e primarul Turzii, domnule. Nu că domn primarul semnează. Eu am venit cu buletinul frumos la dumneavoastră, da, ca să vă solicit lucrul ăsta, da? Nu vă scriu, nu vă scriu numai cu buletinul. Trebuie să-mi spuneți. Dar cu ce mă înscrieți? Personal sau cum? Eu personal, miercuri, deci eu personal, miercuri vreau să viu la dânsul. Personal o să veniți la dânsul, că da. Nu veniți cu altul. Dumneavoastră veniți personal, dar cu problema, să știu ce problemă aveți. Deci v-am spus-o și prima dată. M-ați refuzat, da? M-ați refuzat și prima dată. Acum v-am spus a doua oară. Nu încerca să mă iei acum, că nu mă sperii. Stai liniște, că nu mă sperii. Am vrut să mă scriu la audiență. Nu mă sperii și nu mă lua așa, că ai venit. Mulțumesc. Mulțumesc că atât am vrut. Mulțumesc. Mulțumesc.